Superliga vă este oferită de Superbet. Bună seara tuturor, vă spun Cătălin Berindean și Mădălin Negoiță, suntem pe arena Dr. Constantin Rădulescu, vom urmări împreună confruntarea dintre CFR Cluj și Petrolul. Ne aducem aminte, Boateng venise de la adversara lui CFR, Cup Scopio, să dăm acest atac chiar cu Jair, un șut în fața porții, mingea se duce puțin alături de poarta lui Sava, iată Jair, parcă ne auzi Mădălin, și-a ținut să iasă în evidență cu această acțiune din minutul 6 deja. Să vedem această fază fixă. Taxidis trimite în careu, Aieti cu capul, resping ploieștenii. Un șut, avea bunul și gol! Gol pentru CFR, minutul 12. Da, i-a cam dat mâinile peste cap lui Zima. Și iată, în urma unei faze fixe, Durel a avut, apropo de sistem de joc și de invenții. Andreea Mandorlin a renunțat între timp la acel sistem cu trei fundași centrali. De aici a rezultat urcarea lui Avunu, ceva mai aproape de atacanți, un 4-3-1-2 și iată, din acest motiv Avunu, stând pe recuperare, reușește să șuteze un jucător care a fost convocat la echipa națională, n-a bifat însă niciun minut. Hai să vedem dacă Zima are vreo vină aici, mingea n-a fost deviată, dar cred că a văzut-o cam târziu, cred că aici e problema portarului de la Petrolul. Început perfect pentru CFR. Da, parcă a venit de nicăieri acest gol, pentru că Petrolul nu începuse deloc rău această partidă. Avem deja cam multe interludii în doar 18 minute. Oh, Mogoș pe centrul porții! Și-a doborât pur și simplu adversarul direct. Seto spune că a fost împins. Iată, tot el a făcut atacul, tot el a finalizat la acest corner. Pe cei doi. Să dăm acest contraatac al CFR-ului. O minge bine trimisă pentru Otele. Otele șutează direct în Jima. Dar vom vedea pe reluare și Jima lasă bine piciorul în spate acolo. Mie mi se pare o intervenție excepțională și a portarului Petrolului. Pârligea e clar că nu e seara lui și Otele deja are cartonaș galben, deci cumva e logic. Mandorlini s-a mai întâmplat aici. Vede cartonașul galben. S-a întâmplat ceva chiar în fața lui acolo. S-a întâmplat ceva chiar în fața lui. Cristi Panini intervine repede. I-a antrenat bine de pe vremea lui Dan Petrescu. Galben și roșu. Roșu? Aici cred că exagerează Ișvan Kovac. Uite, vezi, are momentele astea. Păcat de el că e un arbitru foarte bun. Foarte bun, nu bun. Dar are momentele astea de orgoliu excesiv. Intră Betancor în locul lui Bârligea. Eu așa traduc. Betancor bine pentru Deac. Deac are o poziție bună! Vară! Vară Deac, minutul 64. Uite, încă un șut de fotbalist. Se rupe un pic monotonia din ultimele 10 minute. Și încă o dată, șutul lui Deac. Ce frumos trimite cu efect. E poziția preferată a lui Deac. Da, da. Lângă minge, Taxidis și Deac. Minutul 65. Petrolul ca de obicei cu 6 jucători în careul CFR-ului. Jair în fața porții! Sava scoate spectaculos! Ce intervenție are Sava în prelungirile acestei partide!